Conectați-vă, conectați-vă, hai veniți că o să facem mâncare. Eu tot o să găsesc poziții ciudate ca să sprijin acest telefon. Un urmăritor este, salut! Mă auziți bine? Salut, salut, Vladislav! Așadar, Fruitbox s-a gândit că eu, Ana Smolnitsky, întoarce-l. De ce? Dacă așa e mai bine? Fruitbox a gândit că ar fi o idee bună ca eu să gătesc astăzi pentru voi sau poate împreună cu voi, dacă aveți ingrediente de la îndemână, s-ar putea să urmați pas cu pas rețeta. Imediat vă povestesc despre ce este vorba. Mai întâi să mă prezint. Eu sunt Ana Smolnitsky, nu sunt food blogger, nici pe departe. Sunt mămica două fetițe de un an și de 2 ani. Sunt pasionată de gătit. Îmi place foarte mult să gătesc, acum că sunt în carantină și soțul meu stă acasă împreună cu noi. Mă ajută cu fetele și atunci am timp să experimentez în bucătărie. Как закрыла микрофон? Ничего я не закрыла. Mă auziți? Hai confirmați, se aude încet? Bun, o să țin așa mai aproape. Nu știu cum o să fac eu live-ul ăsta, gătind și ținând telefonul, dar sper să iasă ceva bun. Так отлично? Хорошо. Тогда какую-то фею позову, чтобы она все это делала за меня. Deci astăzi o să gătesc scones. Eu sunt foarte preocupată de alimentația sănătoasă, cred că asta i-a interesat pe cei de la Fruitbox. Eu îi respect foarte mult, îi iubesc, sunt salvătorii noștri acum, mai ales în pandemie, ne livrează fructe și legume proaspete, ne satisfac poftele culinare. Ia uitați-vă ce am aici, afine, banane foarte dulci, sunt de la ei, de la Fruitbox, și s-au gândit că ar fi bine să gătesc ceva dulce. Eu voi găti astăzi scones, niște biscuiți englezi, preluați cu mare bucurie de americani, anume în Statele Unite eu am gustat pentru prima dată acești scones. Sunt foarte fini, textura e așa ușor nisipoasă. Eu o voi interpreta, adică voi găti această rețetă în versiunea vegană. Fără ouă, fără lactate, vom folosi, ia uitați-vă aici, coconut milk. Lapte de cocos. Avem aici ulei de cocos, niște fulgi de cocos, untul de arahide, pasta de arahide este pentru înghețată. Vom face înghețată din banane. Iată așa, banane foarte dulci. Astea mici sunt mai dulci decât cele mari. Le-am pus la înghețată, însă o să povestesc și despre asta. Afine, e un pic de sare. Vom folosi și aici zahăr de cocos, dar orice îndulcitor funcționează perfect. Adică eu am făcut această rețetă și cu... Așa, unde e aici? Am pregătit această rețetă și cu sirop de agave, de arțar, e foarte potrivit. Încercați și cu miere, cred că asta nu o să influențeze rezultatul final. Ei, să pornim la drum, da? Hai să vedem de ce avem noi nevoie. Să-mi pun mai întâi șorțul, ca o gospodină ce sunt. Ca tare sincer, eu când gătesc în bucătărie, eu nu folosesc șorțul. Eu așa și în pijama pot să mă plimb de colo încolo, într-o fustă, mă pătesc, pe urmă spăl ce are. E o joacă, nu? Bucătăria. Va trebui să stea în cuptor 30 de minute. În acest timp, eu zic să stăm la taclale despre alimentația vegană, în cazul în care vă interesează. Poate nici nu o să le țin chiar 30 de minute, vedem cum o să ne iasă. Dacă aveți întrebări, pentru că am fost acuzată după ce am spus că și copiii noștri se alimentează deci după regimul vegan, că nu am grijă de sănătatea lor, că le fac rău. Și poate cineva dintre voi tot are dubii că este o alimentație sănătoasă potrivită. Dacă da, puneți întrebări, discutați cu mine, fiți cu mine să nu mă simt eu singură. De ce avem noi nevoie în primul rând? Dacă aveți un pic șofoaie sau scris direct în telefon, notați. Avem nevoie mai întâi de un cap. Așa un cap.
Eu mi-am cumpărat aceste cap bun căni, da, pentru a măsura, că e mai simplu așa. De fiecare dată intram în dilemă cât ar fi asta în grame. Există tabele speciale, puteți să vedeți că pentru substanțele lichide, un cap înseamnă, de exemplu, 120, da, de miligrame sau așa. Pentru substanțele solide, un cap ar fi, cum să vă zic, 250, dacă nu greșesc, de grame, deci de făină. De ce eu nu mă complic? Eu pur și simplu folosesc aceste căni, cănuțe, pentru a măsura și nu dai greș niciodată. Eu am aici făină de grâu dur. Este mai sănătoasă un pic decât cea de calitate superioară, cum o știm noi, da? Deci nu e bine să mâncăm făină așa. Făina albă, pentru că conține zahăr, conține niște substanțe care dăunează sistemului digestiv, ci că îmbătrânește, are un efect similar cu cel al zahărului, da? Și este și ca un drog. De aceea, punem, eu la început am zis un cap, așa, două cănuțe punem de făină, așa, unu. Ar fi bine și să vă arăt și vouă cumva, iată așa, pop, 1. Puteți să o faceți mai sănătoasă, această rețetă, și să folosiți, de exemplu, o cănuță, stați că am nevoie de mâna asta, să folosiți o cănuță de făină de grâu și apoi, iată, punem, și o cănuță de făină de ovăz. Cum se face făină de ovăz? Foarte simplu, aveți nevoie de o râșniță, iată, o râșniță obișnuită pentru cafea. Puneți aici fulgi de ovăz, iată la mine totdeauna aici e făină. Eu deja nu mai beau cafea, așa că folosim râșnița pentru a face făină. Puneți aici fulgi de ovăz, i-ați zdrobit foarte bine și poftim, aveți făina asta de ovăz. Nu trebuie neapărat să o cumpărați din magazin. Așadar, am pus două cănuțe de am pus două cănuțe de făină. Așa. Continuăm. Avem nevoie de o lingură de praf de cop. Și ziceam, eu nu sunt food blogger sau ceva, adică eu nu mă cred guru în bucătărie. Pur și simplu mie îmi place asta să mă joc, să experimentez, urmez rețetele, schimb, improvizez eu. Deseori rețetele sunt mincinoase. Scriu într-un fel, dar ele nu ies deloc, da? Am pus o linguriță de praf de copt. Așa. Mai departe, o treime de fulgi de cocos. După rețeta originală ar fi bine să aveți chiar aici cocos răzuit, da, dat pe răzătoare, dar cu fulgi de cocos e perfect valabil, adică oricum este mega delicioasă. Am pus asta aici și amestecăm. De ce iubesc această rețetă? Când îți faci poftă de ceva gustos, ai nevoie doar de 5 minute ca să arunci toate ingredientele într-un bol. Așa, da? Mai departe, e greu să vorbești și să gătești. Eu prefer să gătesc în liniște. Liniște sau cu o muzică foarte liniștită, lentă, pe fundal. Așa că e, devine ca un soi de meditație procesul. Punem 5 linguri, iată așa, de ulei de cocos. Înainte să devin vegană, mi-mi părea că toate ingredientele astea așa de glamuroase. Мы молчим. Не молчите, давайте, говорите. Знать, куда идти с разговором. В какой направо, налево. Deci, înainte să devin vegană, îmi părea că aceste ingrediente sunt glamuroase, greu de găsit și deseori renunțam la rețete pentru că îmi părea că, mă rog, e complicat, n-am cum să fac asta, e mai simplu să facem o măligă și o tocăniță din legume. Și iată, eu vorbesc și eu un număr. Mi se pare că asta era 4. Și 5. Așa. Gata. 5 lingurițe de ulei de cocos. Amestecăm. S-ar putea și topi, dar el este maleabil. El se contopește foarte bine cu făina. Colaborează. Și atunci, așa, iată, amestecăm. Punem un vârf de cuțit de sare. Așa, sare. Sare de Himalaya. Nu știu, unii spun că este o minciună vrăjeală, că e mai sănătoasă decât cea obișnuită, dar eu cred.
această vrăjeală și eu pun așa sare. Așa. Să vedem mai departe. Asta am pus. Cel mai important ingredient. Un produs pe care am început să-l iubesc foarte mult. Nu neapărat să fie bio, dar bine, el e certificat chiar bio și el nu are adaosurile pe care le are laptele de cocos, mai ales în Tetra Pak. Acele sunt bombe de conservanți și eu nu recomand acel lapte de cocos, mai ales dacă aveți copii mici. Dar asta l-am găsit la magazin... Spate? Fruitbox, să zic. Eu am găsit acest lapte în magazinul numărul 1. Iată, așa în conservă. El este mult mai dens. E aproape ca un iaurt. Așa când te uiți la consistență. E ca un iaurt. E foarte, foarte gustos și sănătos. Și îl pun și în supe. Îl pun și în... Iată, bine, deserturi. În general, ca să fii vegan, cred că să spausează ce să pun în cuptor toată capodopera, să-mi verific ce am mai pus, praf de cop, pulci de cocos, zahărul de cocos, un cap, deci un cap de lapte de cocos. Așa, unde ești? Iată aici, tu ești la mine. Un cap, iată, așa, de lapte de cocos. Așa. Eu ador facem înghețată. Da. El e perfect pentru înghețată. Iată, eu nu am un robot de bucătărie așa, un cap, da? Plin. Eu nu am un robot de bucătărie performant. Asta e chinul și suferința mea. Eu sper într-o zi noi să-l procurăm. Deocamdată așa, știi, că mi-e strânge inima atunci când ne uităm la prețuri. Dar atunci ar fi mult mai simplu să pregătești și torturile fără coacere, ro-vegane. Ia uitați-vă ce finețe. Voi vedeți? Eu nu știu dacă la voi asta se înțelege. Uitați-vă la textură. Amuș то, я уже забыла. Если он любит это, кокосовое молоко, любит. Он вообще обожает все, что я готовлю. Он ест все, поэтому очень легко его удивлять. Когда я что-то делаю, так он говорит, о, ту котешка на ресторан. Deci asta este фармикул, текстура este мега фина la aceste сконсуры. Бискуицы, зичем, аша, традучера на румына, арфи бискуиц. Uite, что там мистикаем, что висеть за работу, аша? Să vedeți, eu unele deserturi le fac, eu serios transpir când le fac. Pentru că eu mai întâi trebuie să trec prin aparatul care mărunțește nucile. Apoi printr-un blender am. Și uneori îl mai trec, iată așa, vedeți? Așa se adună aluatul nostru. Totul se face cu lingura, n-ai nevoie să frămânți, nu trebuie nimic. Gata, aluatul este gata. Acum putem să adăugăm aici niște zahăr, eu am zis, da, de cocos. E o variantă sănătoasă, o alternativă bună pentru zahărul cristalin. Am spus că puteți folosi siropuri, sirop de arțar, de agave, așa. Eu cred că și cu miere ar funcționa. Am întrebat un apicultor, ci că dacă pui mierea în apă fierbinte sau o pui în cuptor, ea doar își pierde proprietățile, nu devine toxică, așa cum am considerat mulți ani la rând. Hai să pun eu 3 lingurițe de zahăr. Stați să-mi iau o linguriță. Ce fundal aveți voi? Frigiderul nostru lipit cu de toate. Asta e viața de dimineață. 3 lingurițe undeva așa de zahăr de cocos e suficient. Acum scoatem o tavă de copt. Preîncălzim cuptorul, da? Punem acolo 200 de grade. Hop. S-a pornit. Luăm așa o tavă de copt. Da, oricare tavă aveți voi, orice formă e ok, în regulă o să fie bine. Important să avem noi, uite, așa o suprafață. Și aici o să se întâmple magia mai departe. Și stați să mă spăl pe mâini, eu des acum mă spăl pe mâini, o secundă. Am revenit.
Mai bine vă puneam un fundal cu plante, ceva mai frumos. Așadar. Luăm aluatul nostru, îmi scot din el. Îl luăm așa frumos în mâini. El este ușor lipicios. E așa la consistență, el e lipicios. Dar îl lăsăm așa, el așa e bun. Pentru ca să fie fluffy. А где девочки с папой? Если бы они были бы здесь, ой-ой-ой. Eu un cuvânt n-aș fi scos. Eu știu că mulți acum promovează mesajul că e super fain să gătești cu copiii. Da, e fain ca un exercițiu, așa ca o joacă, dar on daily basis să gătești cu copiii mici, asta e catastrofă. E foarte complicat. Pentru că mereu se duce un pachet întreg de făină unde nu trebuie și se face mare risipă de produse. Ele totul vor să apuce, nu prea sunt pregătite să urmeze instrucțiunile. Este așa un aluat. Mai aveam o bucățică. Maleabil, plăcut și moale. Și îl punem pe tavă. Eu cu șvaret. Este așa. Eu să fac mult lucru, dar eu te-l punem așa pe tavă. Da? Și în el amestecăm toate fructele noastre, pomușoarele, ce aveți. Iată așa. Puteți face, uitați-vă, desertul ăsta se poate face și cu fructe înghețate, cu pomușoare înghețate, cu zmeură înghețată, e gustos. Se poate face doar cu nuci. Mi-a scurt ideea, e să amestecăm, iată aici, să punem, hop, uite așa. Să ne punem toate pomușoarele noastre. Dacă ele o să se vadă așa pe la suprafață, asta o să fie și frumos. Iată, fruit box. Eu aștept zmeură, pentru că eu tare iubesc acest desert anume cu zmeură. Și el e bun de servit, bun de servit călduț. Când scomzurile sunt călduțe. O, încă așa. Punem. Și acum scopul nostru este să îl feliem acest aluat ca pe un tort. Așa, să-mi iau cuțitul. Acuși vin. Nu vă duceți nicăieri. Este. Îl filiem ca să obținem acei biscuiți pe care noi o să-i vedem după copți. Puteam, cred că, să-l fac un pic mai durduliu, așa, ca să fie mai groși biscuiți. O. Iată așa, l-am feliat, da? Și îl dăm în cuptor. Îl dăm în cuptor pentru 30 de minute, la temperatura de 200 de grade. O. Cred că se filmează asta, nu știu, că voi să mă credeți. Nu credeți că eu mint, da? Iată, dăm așa în cuptor. O, da, nu mi se răstoarnă. Asta ar fi fail. Capodopera noastră este în cuptor. Între timp, haideți să pregătim înghețata. S-a văzut ceva? Să pregătim înghețata. Tara! De ce avem nevoie? Să facem un pic curățenie. Aici să ne eliberăm locul. Avem nevoie de banane. Dar bananele trebuie să fie înghețate. Eu am pus la înghețat niște banane. Hai să vedem. După rețeta asta pe care vreau să vă propun cu unt de arahide, iată așa, curat, fără sare, fără zahăr, fără nimic, da? Iarăși, promovăm alimentele curate. Avem nevoie de 4 banane mari, aici pentru că sunt micuțe, mulțim, cam una ar fi cât, adică două ar fi cât o banană obișnuită, da? Clasică. Și 4 banane și o pătrime de unt de arahide. V-am zis, este un tabel, dați în căutare pe Google ca să vedeți care ar fi
cum convertăm, cum transformăm, da? Care ar fi echivalentul în grame pentru cap. Să iau bananele. Bananele înghețate, iată aici. Da? Așa. Eu folosesc un... Mai să nu fac reclamă. Folosesc un robot obișnuit, un blender obișnuit, da, el e mai potrivit, de fapt, pentru smoothie-uri, dar pentru înghețat e foarte bine. Zdrobește și nucile perfect atunci când este apă, da, când amestecăm cu apă. Punem aici bananele noastre înghețate. Le-am pus dimineață. După rețeta asta, e mai potrivit să consumi înghețata imediat. Așa recomandă autorii. Atunci ea este mai mult cremoasă decât, uite, înghețată. Așa. Voi, dacă mai puneți întrebări, faceți semn. Fluierați, să vă aud. Și punem proteina. Acum, pentru că eu am un robot, sau un blender, să zicem așa, robot e prea mult spus, pentru capacitatea lui de zdrobire, eu am să folosesc și lapte de cocos, pentru că eu am nevoie de lichid ca să-l ia, da? Dar după rețetă, dacă aveți un robot bun, voi n-aveți nevoie de lapte de cocos. Eu am să pun aici un pic. Cu el e și mai gustos, uite așa. General, este și rețeta și mai simplă. Pui laptele de cocos și bananele, atât. Așadar, unde e căpăcelul meu? Iată. Să fie zgomot. Închideți urechile. Și ziceam că o să fie o consistență, așa, o textură creamy acum. Dacă o vrem mai tare, era cât pe ce să fugă, atunci o punem într-o caserolă, în ceva, și o dăm în frigider. O dăm în frigider. În congelator, mă scuzați. Ca să se întărească. Acum, trebuie să așteptăm în jur de 30 de minute, ziceam eu. O, stați că cineva se cere. Tatiana? Ia să vedem. Noi la live. Ar fi super, hai să avem discuții. Tatiana s-a răzgândit, a fugit. Tatiana Profir a dat, cred că întâmplător, acum mă gândesc eu, a dat cerere să fie parte din acest live. Deci, uitați, noi trebuie să așteptăm 30 de minute ca să se coacă sconțurile noastre. Voi alegeți. Stăm, așteptăm până se fac ele ca să vedeți rezultatul final și să folosim acest timp ca să vorbim despre alimentație, să puneți voi întrebări despre alimentația vegană, vegetariană, pentru că am trecut prin ambele. Tranziția la regimul alimentar vegan l-am făcut prin... anume prin regimul vegetarian. Mai întâi am renunțat la carne, pește, asta imediat, din prima. Se fi înțelesuit vopros pra veganstvă. Tibia asobină. Și bun, iată, am pornit să povestesc. Asta să vă iau așa cu mine și să mă așez pe scaun.
Calea mea așa a început. Eu mai întâi am renunțat la carne și pește imediat. Eu am cunoscut un cuplu de rovegani. Și când am intrat în casa lor, mi s-a părut că e foarte curat, e o atmosferă plăcută. Iată, asta emană, în primul rând, simplețea și curățenia, puritate. Cât am văzut ei că folosesc nuci de săpun, de exemplu, ca să spele rufele. Am și eu acum nuci de săpun. Am văzut că folosesc produse cosmetice sau de îngrijire a corpului din ingrediente naturale, că acele produse nu au fost testate pe animale. Am văzut că nu consum alcool. În fine, am văzut multe lucruri interesante care m-au inspirat. Și Ion Platon, pentru că așa-i cheamă Diana și Ion, astăzi au și un copil mic, Ioan mi-a explicat care este impactul consumului de carne asupra organismului. Mi-a explicat cum funcționează toxinele, că ele se rețin în corp pentru foarte mult timp, că ele își îmbătrânesc, că se depun grăsimi pe diverse organe, vase sanguine, etc. Fine, el așa de frumos a explicat, de colorat. Eu mi-am imaginat aceste toxine în corpul meu și mi-am zis că eu nu mai vreau. Și am luat acea decizie instantaneu. Uite, în acea zi, că eu am mers cu treabă ca să-l filmez. Eu sunt jurnalistă de meserie, n-am făcut asta de când s-au născut fetele, fac doar blogging acum, am mai mult, și copywriting, scriu articole. Cred că trebuia să pot asta la început, cine sunt eu, nu? Scriu articole la comandă. Și ce ziceam? Că am mers iată cu treabă să scriu despre ei povestea asta. Și m-au inspirat atât de tare că viața mea s-a schimbat radical. Eu am zis, în acest zic, eu nu mai consum carne, pește, gata, s-a terminat și așa a fost. Următoarea transformare a venit odată cu soțul meu, adică noi am format un cuplu și el vorbea despre alcool, eu puteam să consum, nu știu, să beau vin spumant sau, adică nu tării, ceva așa. Ușor el să consum civilizat, cum spui, cultură, băipiți. Puteam la diferite evenimente și el mă întreba, uite, dar de ce consumi așa pe de departe alcool? Și mi-a pus și eu întrebare, dar de ce consumi eu alcool? Că, nu știu, nu neapărat îmi părea tare gustos. Da, unele băuturi erau gustoase, anumite cocktailuri puteau fi gustoase. Dar cum așa, revelionul fără vin spumant sau... Dar cumva cu el, fiind împreună, am renunțat și nu regret. Mă simt foarte bine fără alcool. Eu n-am necesitatea că să, nu știu, de exemplu, veselia, buna mea dispoziție nu vine din alcool. Și apropo, alimentația, consider, măi, dacă devine boring, vă plictisiți, voi spuneți-mi, opriți-mă. Alimentația influențează foarte mult și starea de spirit. Totul este energie. Planta asta este energie. Chiar și asta e energie, pentru că cineva a făcut-o, nu? Tot ce ne înconjoară este energie, noi suntem energie. Noi suntem parte din acest univers, iată în ce cred eu. Și atunci, ceea ce mâncăm ne influențează starea noastră de sănătate, de spirit. Dar cineva s-a uitat la ceas de când trece 30 de minute, când trec. Dacă eu nu... Dar eu am spus la ele și am să știu când sunt gata. Și... atunci am înțeles că anumite alimente ne fac mai greoi, mai ursuzi, mai... Da, mulțumesc, Marina. Măcar pentru tine eu am stau și am să povestesc. Și Violeta, pentru tine la fel. Și am decis atunci că vreau într-adevăr să mă curăț. Adică vreau să simt acea puritate pe care eu am simțit-o în cuplu cel, în familia aceea, în ziua în care eu am mers să-i filmez. Și am observat că pe măsură ce scot alimentele grele, iată carnea, să ne gândim, ea vine de unde? Din violență, pentru că animalul a fost, nu știu, fruit box-ul, super pe mine că postesc atâta, animalul a fost sacrificat, el suferea atunci. Sunt multe înregistrări video, puteți să vedeți cum sunt animalele atunci, frica, starea asta de frică, neapărat o au. Și m-am gândit că e mai bine fără asta, că mai bine să mă hrănesc cu alimente vii, cu hrană vie, verde, până la regimul ro-vegan eu n-am să ajung. Dar verdețurile, fructele, doamne, fruit box, sunteți o binecuvântare, așa mă bucur că voi existați, pentru că aveți o diversitate atât de mare de fructe, și aveți grijă și de producătorii locali, aduceți produse de la ei,
Și știu că sunt produse inofensive, ba mai mult, sunt sănătoase pentru noi. Eu am observat că toți veganii sunt, sau hai toți, cei pe care eu i-am cunoscut, sunt oameni foarte solari, sunt foarte fericiți, bine dispuși, pentru că ei se încarcă cu, își încarcă bateriile cu hrană bună, hrană sănătoasă. Și asta a fost. Am început să exclud ușurel ouăle. De ce am exclus ouăle? Pentru că iarăși sunt de origine animală. Soțul meu atunci se alimenta după bucătăria ayurvedică. Asta presupune că nu consumă nici usturoi, nici ceapă, nu consumă cafea. De ce? Pentru că ele tulbură, să zicem așa, conștiința și coboară vibrațiile noastre la un nivel așa mai jos, pe când scopul nostru este să le menținem la vibrații înalte. Vorbim de atât despre faptul că noi suntem energie, să fim pozitivi, solari, luminoși, avem nevoie, uite, de hrană vie. După aia, ce? Cu laptele, cum a fost? Cum am ajuns anume la regimul vegan? Am născut-o pe a doua fetiță și ea făcea dermatită. Apăreau petele astea uscate, destul de pronunțate pe diverse părți ale corpului. Am scris eu un interviu, am vorbit cu Daniela de la Magie în Bucătărie, vă recomand să-i urmăriți pagina ei pe Instagram, ea gătește bucate vegane. Și am avut o discuție, ea mi-a explicat că copilul ei la fel făcea dermatită și are intoleranță chiar la gluten și a zis că dermatita vine de la lactate. Și eu am observat, am început adică să urmăresc. Atunci când consumam multe lactate, anume în cantități mari, apărea această dermatită pe piele. Dacă nu consumam, atunci nu era. Și uite, asta a fost un imbold, după care și faptul că lactatele balonează, să fim sinceri. Adică, nu știu, poate la voi altfel digere organismul lactatele, dar eu, da, mă balonam de la anume iaurturi, chefiruri. Eu și zic, da, să exclud pe astea. Și am exclus așa încet, încet și faza e că eu am căutat alternative. Asta e ideea. Atunci când tu ai alternative, ți este ușor să faci schimbarea. Atunci când a început să apară curentul ăsta cu produsele ro-vegane, cu dulciurile sănătoase, eu le-am gustat. Și am rămas vrăjită, fermecată de cât de gustoase sunt ele aromate, aromele naturale din fructe nu pot fi comparate cu cele artificiale, cu zahărul cristalin. Și mie mi s-au dat pe gust. Și am început să caut cum se prepară. Și am început să le prepar și eu acasă. În plus, având copii mici, deci preocuparea asta mea cu alimentația sănătoasă de unde vine, pentru că vreau să le ofer și copiilor. Doamne, ce bine arată! Atunci mă uit, da, să vă arăt și vouă. Vedeți? Se vede la voi? Scozurile noastre. Eu înțelegeam că fetele tot vor dori să mănânce dulciuri, la fel ca și alți copii. Normal, noi avem nevoie de dulce, mai ales femeile au nevoie de dulce ca să fie atât de scumpe și dulcice, așa, precum suntem noi. Pentru energia noastră feminină e important să consumăm dulce. Și, în general, la o masă se recomandă să ai și piperat, și sărat, și dulce, da? De ce sunt toate felurile astea de mâncare? Felul întâi, doi. Eu, dacă am lucrat la TV, am lucrat. Da, am lucrat la TNT Bravo, ăsta a fost ultimul meu loc de muncă, am lucrat la TV7, am făcut știri, am făcut emisiuni de divertisment, iată, pentru TNT Bravo, istorie urbane. Știam orașul ăsta ca pe cele 5 și 10 și 20 de degete. Dar la ce am rămas? Cu alimentația. Că eu înțelegeam că și copiii vor dori să mănânce tot felul de gustoșenii și atunci voiam să le ofer acea alternativă sănătoasă, no guilt. Iată, Corina tot dă o explicație pentru dermatită. Ea vorbește în baza studiilor medicinii, da, medicina nouă germanică, da, atunci când vorbește despre psihosomatică. Dacă și eu am să citesc, stai că nu pot să gândesc și să citesc, o să termin gândul meu. Și mai pe scurt, am vrut să le ofer alternative și am căutat rețete și iată, eu gătesc. Eu vă spun cu mâna pe inimă. Eu nu vreau să mint pe nimeni. Eu vă zic așa cum este. Iată, a fost o situație când fata mea întâmplător a pus zahăr în gură.
Eram la bibliotecă și acolo era, lângă o ceașcă de cafea, un pliculeț cu zahăr. Fata mea de 2 ani și atunci avea vreo 6 luni. Da. Și ce-a făcut fata mea? Să juca cu pachetelul celălalt. Dar eu stăteam de vorbă cu o mămică. Și n-am observat când a pus iema acel pachetel, adică zahărul l-a pus în gură pentru că s-a topit, știți, hârtia asta. Mai adică dacă stai și ronțe, și-a pus zahărul. Și așa, eu numai am reușit să văd cum e așa scuipa și zice, ce asta? Fu! Adică ea așa a făcut. Fu! Știi? O reacție. Ce, spre ce bat eu? Că obiceiurile culinare, da, ce noi mâncăm, se cultivă în familie. Este o chestie de obișnuință, așa cum te periezi sau nu pe dinți, așa înainte de somn, de exemplu. Este un obicei și asta se dezvoltă în familie. Și se, atunci când capeți anumite gusturi, tu nu mai poți să accepți altceva. Pentru mine, acum, anumite bomboane, dulciuri artificiale din comerț, au anume acest gust artificial pe care eu nu pot să-l percep. Îmi par, dar serios, nu-mi par gustoase deloc, pe când altădată puteam să mănânc cu kilogramul. Și asta vreau să zic, că atunci când cunoști alternativele, totul este mult mai simplu și nu îți mai par veganii niște oameni ciudați. Pur și simplu, sunt niște oameni care vor ceva mai sănătos și mai gustos. Da, Corina. Se explică astfel, dermatita nu este cauza de lactate. Cauza este una emoțională, dar lactatele și alimentele nesănătoase stimulează apariția și mulțirea. Dermatita este conflict de separare. Dar vezi care conflict de separare dacă eu eram lipit de ea tot timpul? Adică pe mine chiar am purtat-o în rab tot timpul, pe mine. Tu înțelegi? În brațe noi atâta cât pe ea am dus-o. În viața mea n-am dus-o și am născut-o pe cale naturală. Deodată a fost pusă la mine pe piept. Adică nu au fost momente de separare. Noi mereu eram de nedezlipit. Da? Toate trei. Și nu știu dacă ar fi. Eu știu despre noua medicină germană, urmăresc și eu. Eu cât nu trebuie să fac odată un live despre asta, nu aici pe Fruitbox. Să vorbim și despre vorbitul în somn, despre programarea apei, despre aceste lucruri. Dar mai bine eu nu zic asta aici, că și așa cred că unii oameni mă consideră ciudată. Uitați-vă ce se întâmplă între timp aici la noi, în cuptor. Vedeți conzurile? Hai să deschid un pic. Iată, un pic ele s-au rumenit. Vedeți cum sfârâie, curge sucul ăsta. O să arate foarte bine pe Instagram poza. Dar și mai gustos e, desigur, decât frumos. Așa. Mai avem ceva timp de așteptat? Dacă Vika Pleșca sent a request to be in your live video. Let's see. You go live. Vika, vrei să fii live sau din greșeală ai apăsat? Eu îți propun să nu te temi de mine și hai să stăm de vorbă. Salut! Scuze din greșeală, îmi salut. Salut! Deci, stai să de vorbă, că e interesant când sunt doi oameni decât stai și să asculti un singur. Da, copilul meu nu, cu doarme lângă mine și între timp am intrat în live și de asta n-aș putea să rămân. Scuze pentru bine. Da. Pa, 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 pa. Da, mulțumesc. Ești foarte drăguț și super, foarte bravo. Mulțumesc. Mă bucur să vă cunosc. Da, și eu. Pa, pa. Eu când aud că stai să ducă Vika, pur și simplu da, era așa. Eu când aud acum că un copil doarme, apă automat închid gura și vreau să vorbesc în șoaptă, pentru că pentru mine asta era tare stresant. Copiii mei sunt niște buni de dus undeva să lucreze sub acoperire, eu nu știu, să stea undeva într-o misiune specială, că au mereu urechile ciulite. Eu am impresia că ele special, așa dorm ca iepurașii, ca să nu rateze nimic, ca să audă totul. Da, să răspund la întrebarea cu vitaminele. Dar poate să arăt și vreau să nu mă povestesc. Eu iau vitamine, mai ales pentru că alăptez, pentru că eu am născut foarte repede pe al doilea copil după primul, la o diferență de doar 11 luni. Și alăptam și în tandem. Nadia, te pomiș. Da? Eu iau suplimente pentru că eu simt uneori că parcă fier nu mi-ajunge. Iau suplimente însă din extract de... Păcază-mi? Da, mai. Păcază-mi! Iată, aici e la noi. În primul rând, uleiurile. E că uitați-vă, câte uleiuri. Asta soțul meu, mai ales el este iubitor mare, nu știu, mare gurmand, iubitor de uleiuri. Dar iată aici sunt. Iată, am calciu. În primul rând, iau calciu.
și vitamina D3. Dacă ați urmărit cineva cumva poate live-ul cu nutriționistul Sergiu Munteanu, mai ales în perioada asta, primăvara, când unii sunt predispuși la livrați acasă, ce să livrăm? Nouă ni se livrează acasă, vă zic ce, în perioada asta. Ni se livrează uleiuri, ni se livrează fructe și legume, verdețuri și microverdețuri de la Fruitbox. Ecco, uitați-vă, în minim un pic așa e dezordine, ce am. Eu să înțelegeți că eu sunt iubitoare un pic sau uscat. Trebuie să mă grăbesc de consum. Sunt iubitoare de praz. Sunt mare, mare iubitoare de microverdețuri. Ele s-au terminat. Ele își arată frumos, în primul rând. Peste mâncare, așa, da? E ca un decor drăguț. Dar și sunt și gustoase. Eu sunt mare iubitoare de spanac. Iată, mi-au mai rămas aici câteva. Eu bag spanacul peste tot. Dar peste tot, în toată mâncarea, face un tandem foarte bun cu ce am vrut să zic, cu boboasele, cu năutul, cu lintea verde, anume. Lingura din cratiță mai bine discos. Așa-i? Că eu am pus-o acum repede, eu am strâns repede, așa totul, ca să fie cât de cât curat în bucătărie, așa civilizat, ca să, mă rog, să filmez și să am loc ca să mă mișc. Pentru că fetele au mâncat, au reușit să mănânce dimineața de două ori, eu de două ori am strâns, de două ori am măturat. De asta eu și zic, mie mai ușor când fetele nu sunt. Și eu repede am băgat cratița cu supa mea senzațională de ieri, care am pregătit-o, eu am postat rețeta, urmăriți profilul, o să vedeți. Cafea, eu de cafea de-am luna... Oi, am vrut să mă filmez. Eu de cafea nu mai am nevoie. Nu știu, mă gândesc să o dăruiesc cuiva. Mi-mi plăcea foarte mult... Îmi plăcea foarte mult și puteam scu... Am și un aparat de cafea, dar nu știu, îl țin pentru astăzi, probabil. Ce mai place mie? Vânăta, iată, puteți să vedeți. Eu n-am terminat despre vitamine, să povestesc, așa? Cu vitaminele. Eu iau, iată, pentru femei, cu colagen, cu Q10, cu mai multe aici, vitamina B3, vitamina B12, pentru că, da, știți, la vegani asta ar fi problema, că nu ai de unde să iei vitamina asta B12. Dar important aici, aceste vitamine sunt din extract vegetal, da, asta este unul și sunt naturale, adică ele nu sunt sintetice, nu sunt... nu asta, nu sunt sintetice, nu sunt prelucrate, nu sunt chimice, așa, sunt curate. Și eu am încredere în asta pentru că acolo președinte este Sergiu Munteanu, el în primul rând e medic, medic neurolog de meserie, el e un profesionist și eu am încredere în părerea lui. Am făcut și un live și ziceam că este important să luăm vitamina D acum și să ne expunem foarte mult la soare, să facem băi de soare. Procurăm suplimentele de la Bitonic. Simplu, Bitonic. Iată și soțul meu are gama pentru bărbați. Men. Eu nu știu ce conține acolo. Dar eu iau, iată, fier neapărat, iau zinc, iau vitamina D, iau calciu, pentru că eu alăptez foarte intens. Eu numai noaptea mă trezesc de vreo, eu nu exagerez, de vreo 7-10 ori ca să o alăptez pe cea mică. Și fac cu pauze. Iau... nu știu, o săptămână, după aia o săptămână pot să nu iau, adică cam acesta este ritmul. Și dacă sincer, de regulă, încep să iau atunci când mă simt nu chiar bine. Ia uitați-vă! Vedeți? S-au rumenit, arată senzațional, ziceam că aceste sconzuri iubesc joaca, ele pot fi preparate. Așa, eu să mă uit la ele un pic. Dacă s-au făcut și pe dinăuntru... ele pot să fie preparate, adică să aibă o diferită umplutură. Poate să fie și dumneavoastră, da, Violeta? E bună, e de încredere, sincer. V-am zis că acolo e președinte un medic care a cercetat, a făcut atâtea studii, a vorbit și cu geneticieni, a studiat legătura dintre diferite... verdețuri, legume și așa mai departe. A găsit, înțeleg eu, a participat chiar el la studiile astea să vadă, de exemplu, lămâia, da, vitamina C. Mulți se gândesc că această vitamină, da, e preponderent, se găsește cel mai mult în cantități foarte mari lămâie. Dar asta nu este adevărat, nici pe departe, coacăză neagră. E o bombă de vitamina C. Are în jur de 700-800 de
miligrame la 100 de grame, pe când în lămâie sunt numai vreo 20 de miligrame, ceva de genul, la 100 de grame. Pentru tot el explica despre varza murată, că ar fi vreo 250 de miligrame, adică că alte produse sunt mult mai bogate în vitamina C decât citricele. Și, în fine, e foarte interesant. A, dar cu bronzatul, cu vitamina D. Dacă vreți să aibă efect, să acumulați multă vitamina D, care, apropo, să depunem țesutul la adipos și astfel ne dă nouă doza necesară și pe timpul, adică toamna și până în luna ianuarie. Cam luna ianuarie se termină rezervele de vitamina D acumulată prin radiile solare. Dar ca să aibă efect, ca să se acumuleze această doză necesară, trebuie să expunem în jur de 15-20% din corpul nostru. Adică fața, pieptul, mâinile să fie expuse și numai atunci începe organismul nostru să atragă, să absorbă cantitatea, doza necesară de vitamina D. Numai atunci apare efectul. Așadar, am răspuns la toate întrebările. Stați să văd. Așa, lingura din crați. Dar de ce lingura din crați e mai bine discos? Că e metalică? Acolo e polonic, de fapt. Și stă, adică, e ca și efectul, ca și cu, încerc să evit acum o cacofonie, ca și în cazul conservelor, da? Că nu-i bine de păstrat produsul în conservă, dacă ai deschis, gata, îl scoți și îl muți în altceva, pentru că ce? Dacă poți să explici, nu știu care este numele tău, pentru că scrie numai AA105. Dacă vrei, hai, luminează-le. Totuși vorbim astăzi despre alimentație, dăm sfaturi bune. Dacă aveți voi sfaturi, atunci dați-le. Dacă vă mai interesează ceva despre regimul vegan, eu sunt gata să vă ascult. Eu sunt ca copilul cel așa nerăbdător, vreau mai repede să scot scomzurile. Și a mie îmi pare că este gata. Bun, că eu n-am urmărit ceasul, nu știu când am pus, trebuiau să fie 30 de minute. O să-mi scot și înghețata, s-a întărit un pic. Bum, 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 bum. Și acum încercăm să aranjăm frumos capodoperea noastră. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, amintesc, adică le spun că am pregătit scomzuri, un desert englezesc, care se servește mai ales cu ceaiul lor gustos și cu lapte. Da? Dar noi o să-l servim cu înghețată. Adică noi. Eu astăzi, dar voi pe urmă dacă o să gătiți. Dacă vreți, puteți să notați ingredientele sau găsiți la mine pe pagină, în profil, o să vedeți. Eu am postat rețeta. Da? Pot să facă repede un rezumat, să recapitulăm. Avem nevoie de făină, poate fi și făină de ovăz, poate fi făină de grâu, poate fi un mix, deci o cană, un cap de făină de grâu și un cap de făină de ovăz. Cum facem făină de ovăz? Pur și simplu dăm fulgi de ovăz prin râșniță în care noi măcinăm boabele de cafea. Apoi avem nevoie de o lingură praf de copt, avem nevoie de un cap de lapte de cocos, ar fi de dorit din asta, din conservă. Da, te rog, ce să zic ingredientele, așa? Atunci stați să vorbesc mai rău. Eu am acuși o idee, stați. Ia, se vede? Poate fotografiați. Tu-tu-tu. Vede? Așa, vă mulțumesc să zic, stați că vă mulțumesc cineva. Cred că trebuie să-mi lecreze, vorbind despre lecreze. Trebuie să-mi lecreze mie, mienta. Ia să-mi lecreze să auzim. Hello! Să scriu mai târziu. Ziua rețeta, așa? Da, mai pe scurt mi-au venit mie, dar cum eu să-i scriu soțul meu, dacă eu sunt în cool live-ul ăsta? Acum, bun, hai că noi încheiem
Gata, să terminăm noi vorba, da, să facem ce avem de făcut. Rețeta pe urmă o scriu pe stories, da, să urmăriți. Eu oricum cred că am să postez și frumusețea asta pe care am obținut-o eu. Haideți să lucrăm la aranjare. Așadar, scoatem sconzurile. O clipă. Ia uitați-vă. Să le facem și un pic așa mai durdulii, să fi făcut aluatul, dacă țineți minte, parte ce când aranjam eu tortul crud, așa zicem, pe tavă, puteam să le facem și un pic mai grosuțe. Luăm o farfurie, ceva, un platou frumos. Mie tare îmi place să am veselă frumoasă. Îmi place să mănânc cu tacâmuri. Frumoase. În general, îmi place să fie totul frumos și eu cred că în alimentație, cam toate cele astea este important. Esteticul ne trezește bună dispoziție, esteticul în farfurie ne trezește pofta de mâncare. E la fel cu copiii. Atunci când ei văd ceva frumos aranjat, eu, de exemplu, ce mare de 2 ani și 6 luni, uneori își exclam, wow, wow, și așa vrea să mănânce, știți cum? Adică eu cred că asta este foarte important, ca mâncarea noastră să arate și frumos, nu doar să fie gustoasă. Așa. Up. Un pic din vârf. Așa, da. Mi s-a rupt o secundă. Să vă arăt și vouă cumva. Iată, așa, stați un pic. Iată, se vede? Ia uitați-vă. Dar eu vă zic, aluatul ăsta, așa e de bun. El e foarte, foarte fin. Nu știu, fără micio... Adică ar trebui un pic să o las, cred că să răcească. Scot asta în plus. Asta eu am să fulic chiar acum. Deci să așteptăm. Eu știu că aluatul super fierbinte nu e bun. Dar de mâncat pentru intestine nu este o idee bună. Dar eu suflu tare. Am experiență cu doi copii mici, pot suflu foarte tare că străcesc repede mâncarea. Eu ador acest desert. Mulțumesc tare mult! Natalia, îți mulțumesc din suflet! Mersi, soare, așa, tu ca întotdeauna, ai întotdeauna o vorbă bună, împrăștii complimente, zici de bine, mai scurt, un om foarte solar, îți mulțumesc mult! Așadar, transferăm. Ia uitați-vă. Hop. Aici în farfurie. Uite așa. Am și o linguriță pentru înghețată. Da, eu am să o postez pe urmă. Încă n-a reușit să se întărească. Ei, nu nimic. Că e bun și așa. Cremos, iată. Hop. Și uite așa. Adică ideea că trebuia să stea la frigider mai mult, pentru că eu am folosit și cu mare plăcere, Nădiuș, pentru că eu am folosit și laptele de cocos, că v-am zis, eu nu am un robot de bucătărie care să-i zdrobească fără să aibă și ceva lichid acolo. Dar e foarte gustos. Acum nu știu, mă simt prost, stau și să mănânc singură sau cum. Aș trimite tuturor câte o bucățică. Iată așa, uitați-vă. Eu am să fotografiez povestea asta, ar trebui să mă grăbesc cât înghețată încă stă, cât de cât. Iată, uitați-vă. Wow, super gustos. Eu, deci vă jur, rețeta asta e testată de foarte multe ori. Ați văzut cât de ușor se pregătește. Eu nu știu ce să vă mai spun. Am vorbit atâtea, mai scurt despre viață și despre energie și despre mâncare. Fiți alături de Fruit Box. Eu le mulțumesc foarte mult acestor băieți. În primul rând, oameni cum se cade. Când te sună, când vin la ușa ta, întotdeauna au o vorbă bună, un zâmbet, sunt amabil, te înțeleg. Te înțeleg când ești mamă cu copii mici, nu răspunzi la telefon, minute bune și stau la poartă și așteaptă ca tu să le deschizi. Asta tare mult în ziua de astăzi contează oamenii asta. Și vă mulțumesc pentru fructele și legumele, întotdeauna proaspete, cele mai bune. Eu niciodată, iată, cu mâna pe inimă, zic, n-am avut o reclamație, ceva, o nemulțumire sau și am încredere în voi că voi o să alegeți cele bune și știu că le verificați și certificatele și, pe scurt, eu fac acum declarația, așa, de dragoste.
Vă mulțumesc pentru asta. Acum, în vreme de pandemie, voi sunteți tot ca niște medici în prima linie. De la om la om la om răspândiți bucurie, vitamine, sănătate. Și înghețată tot e făcută de mine. Красиво и апетитно. Mulțumesc foarte mult. Mersi foarte mult. Eu am să las, poate, dacă băieții de la Fruit Box, apropo, vor să vină și să preia aceste sconzuri, ca băieții curierii să mănânci, eu să mă bucur foarte mult și eu vorbesc foarte serios. Adică eu să iau numai felii pentru mine și pentru copii și pentru soț și restul lăsăm curierilor. Gata, hai că eu când totdeauna vorbesc foarte mult. Fruitbox, sunteți tare bravi, eu vă mulțumesc pentru platformă. Dacă ceva am zis, știți cum vorba aceea, dacă ceva nu e așa, scuzați-mă, vă rog, da? V-am pupat, dragi urmăritori, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sper că v-a fost interesant. Vă doresc multă sănătate, coronavirusul să vă ocolească, copiii să fiți sănătoși, voi să aveți bujori în obrăjori, stați la soare, luați vitamina D. Lumea zice că totul va fi bine. Eu vă zic că împreună putem face bine. Și să începem cu starea noastră de spirit. Asta contează, pentru că asta crește imunitatea. De acord cu privința la Fruitbox, foarte de treabă garantat. Bun, v-am pupat. Aveți grijă de voi. Ciao, ciao. Gata, eu închid. Precis. Ciao, ciao. Mm-hmm.